Bună, bine ai venit în bucătăria mea dulce! Eu sunt Anita, iar azi o să pregătim împreună pâine cu lapte. Pentru această rețetă o să avem nevoie de următoarele ingrediente. 50 de grame de unt topit, 300 de ml de lapte călduț, 20 de grame de drojdie proaspătă, 20 de grame de zahăr, 2 lingurițe de sare, un ou pentru uns, 550 de grame de făină cu 3 de 0 și puțin mac sau susan. Pentru început voi pune făina în bolul mixerului. Această făină este cu 3 zerouri, puteți să folosiți și altă făină, dar vă recomand să folosiți o făină de calitate. Adaug sarea peste făină, amestec bine. Peste laptele călduț o să adaug drojdia. Aveți grijă laptele să nu fie fierbinte, pentru că așa o să dezactivați drojdia. O să adaug zahărul, untul topit și voi amesteca bine până când voi dizolva drojdia. Drojdia s-a dizolvat, acum voi turna laptele peste făină și voi începe să frământ. Eu am ales să frământ pâinea la robotul de bucătărie, dar dacă nu aveți robot, puteți să o faceți cu mâna. O să iasă la fel de bună. Am frământat pentru aproximativ un minut, nu mai mult, iar acum cu mâna unsă de făină, voi scoate aluatul. Așa trebuie să arate aluatul. Acum în această farfurie, voi presăra puțină făină. Voi lăsa aluatul la dospit pentru aproximativ 40 de minute până își dublează volumul. Aluatul și-a dublat volumul, acum o să-l turn pe masă. Iar acum îl voi împărți în 3 părți egale. O să fac pâinea împletită în 3. Nu trebuie să strângem foarte tare la împletit pentru că pâinea o să crească, iar dacă o strângem foarte tare, o să crape. Acum am pus în tava cuptorului și o voi lăsa să crească pentru aproximativ 30 de minute. Ia uitați ce frumos a crescut pâinea. Aici am bătut gălbenușul de ou, am pus o lingură de lapte și puțină sare, iar acum o să ung bine pâinea. Acum voi presera puțin susan. Și voi pune și puțin mac. Voi introduce tava în cuptorul preîncălzit la 150 de grade pentru aproximativ 50 de minute. Pâinea cu lapte este gata. Ia uitați și voi cât de bine arată. Doar ce am scos-o din cuptor, arde puțin. Acum o să facem câteva poze, după care o să vă arăt cum arată și în interior. Am terminat de făcut pozele, acum o să vă arăt cum arată în interior. Ia uitați. E super delicioasă. Sper să o încercați și voi. Așa arată pâinica. Este foarte, foarte moale. O puteți păstra într-o pungă. Nu o să dureze prea mult timp. Dacă ți-a plăcut rețeta mea, te invit să te abonezi la canalul meu de YouTube și să distribui această postare. Până la următoarea rețetă, îți doresc toate cele bune și multă sănătate. Pa, pa!